Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou vlog pe canalul meu. Doar că astăzi trebuie să merg să-mi iau mașina, pentru că seara am avut un eveniment, am fost la o nuntă, am consumat puțin și am lăsat mașina acolo. E în celălalt capăt de oraș, dar nu-i problemă, luăm un Bolt, un Uber, ceva și ajungem să luăm mașina. Am lăsat-o singur în parcare. Săraca, probabil acum plânge, da? Aia e! Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez un clip nou pe canalul ăsta și dăm drumul la vlog. Hai! Da, am comandat Bolt-ul și acum îl aștept să ajungă. Și când 3 minute o să fie aici. Așteptăm să vedem ce zice. Uite-o cum așteaptă ea pe mine aici singur în parcare. Pare rău că te-am lăsat singur în parcare seara. Chiar îmi pare rău. O să fie bine, cred, mă. Da. E frumos. Fără lipul ăla acolo și aud ce-o mai rămas din lipul ăla. Ia uite-l aici. Astea. Popniturile astea că trebuie să le scot, da. Nu știu când. Hai că o să le scot dacă e. Oh, băgăm aici chir. Da, e greu cu mâna stângă. Mamă, 31 de grade, cum n-ai pe 31 de grade, fai? Tat, la soare ești nebun, cum 31 de grade, că afară arată că-s 20, e că s-a stricat asta. Ori s-a stricat asta, ori stă foarte mult la soare și s-a încălzit senzorul ăla, am luat-o. Mă așteaptă e cu mințică aici, ia uite cum așteaptă. Mamă, ce aglomerat e orașul astăzi, ești nebun, și încep școala. De oglinda asta. Oglinda asta mi-a luat-o cineva înainte în parcare, dar mi-a luat-o la modul că o desprins-o. S-a rupt suportul metalic dinăuntru. Dacă vreți să vedeți cum arată ruptura, trebuie să mă urmăriți pe TikTok, pentru că am filmat chestia asta aici, are un capac și de aici l-am spus și am filmat cum îi rup suportul. Eu l-am prins acum aici, cât de cât fix, să spunem așa, dar nu mai pot să mai rabatez electric. A trebuit să cumpăr alta. E și un mic story time, să spunem așa, la modul că nu îmi dau seama cum a fost lovită oglinda. Pentru că am parcat teoretic pe contrasens. Dar se putea parca pe ambele părți, eu am parcat pe contrasens, adică cu partea șoferului către trotuar, nu către partea asta la altă, și oglinda de la șofer a fost ruptă. Acum nu știu dacă să o iau în nume de rău, știu că cineva a vrut să facă rău neapărat. Țin să menționez că locul ăla nu-i plătit, nu-i loc de parcare, e pe stradă, la modul cel mai serios vorbind. Și de la stradă de unde era parcată mașina și până la trotuar mai este un spațiu verde, vreun metru, ceva genul ăsta, diferență. Adică cineva ori a făcut-o intenționat și a dat peste oglindă, dar a făcut-o într-un mod grav, pentru că e un suport metalic în interiorul lor rup. La modul i-a dat bine, adică i-a dat, nu știu cum nu a crăpat oglinda. Nu a crăpat plasticul, nu a crăpat oglinda aproape zis, dar a rupt suportul metalic. Și făcea oglinda așa în toate direcțiile. Dacă vreți să vedeți, trebuie să intrați pe TikTok, acolo am postat videoclipul cum era oglinda. Și pot să spun, am reparat-o, vorba vine reparat-o, am fixat-o cumva. Ideea e că eu am aici buton de rabatare electrică. Și vă dați seama că nu mai funcționează, nici nu vreau să-l apăs, dacă l-apăs mă tem să nu se rupă sau ceva de genul ăsta, sau să sară motorașul de acolo. Ideea e că va trebui schimbată, încă nu m-am uitat la un preț, dar mă aștept la un preț destul de mare, având în vedere că e o Alfa Romeo și așa sunt piesele, așa găsești piesele în România, doar dacă îți găsești ceva prin dezmembrări, dar asta rămâne de văzut pe viitor. Momentan am fixat-o să o pot folosi, pentru că la viteză și în mers când făcea așa și nu vedeam nimic, la modul că nu vedeam nimic, plus că trebuia să, adică se vedea urât. Don't
Vă las cu câteva secvențe pe care trebuia să le las eu la începutul episodului ăsta. Așa ar fi fost normal, ca să vă explic cum am ajuns să las mașina acolo singur în parcare. Dar vă las câteva secvențe și cam ăsta a fost vlogul. Așa că rămâneți cu secvențele, dar nu uitați să apăsați pe buton de like, vlogul se încheie aici. Hai, uitați-vă la secvență și v-am pupat. V-am țucat, pa!